Un al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat în România. Vorbim despre un bărbat de 47 de ani din Timișoara, care a intrat în contact cu o pacientă deja diagnosticată, ce s-a întors recent din Italia. Pacientul se simte bine, nu are simptome și a fost dus cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Al patrulea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat după ce rezultatele primei probe recoltate la începutul perioadei de autoizolare au fost negative. Un bărbat, 47 de ani, asimptomatic, la testul de supraveghere de a 12-a zi, pozitiv, este persoana care a stat în dreapta femeie de 38 de ani de la Timișoara. El se afla în izolare la domiciliu. Mai exact, bărbatul a călătorit cu femeia din Timișoara, considerată pacientul numărul 3 din România, în data de 20 februarie 2020, cu o cursă care se întorcea din Italia. Din data de 28 februarie 2020, pacientul, considerat contact direct, s-a aflat în autoizolare la domiciliu împreună cu familia. În curtea în care locuiește bărbatul mai trăiesc alte două familii, față de care se vor lua măsurile de autoizolare. Toți sunt luați în ancheta epidemiologică și considerați ca și contacți direct. Astăzi s-au luat teste și vor fi retestați în perioada următoare. În acest moment, în România, două persoane sunt infectate cu coronavirus, 42 de persoane sunt în carantină, iar 9431 de persoane sunt monitorizate la domiciliu. Tânărul din Gorj, diagnosticat inițial cu noul virus, a fost declarat vindecat după ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative. Doctorul Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitale, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! Avem un caz mai complicat și vă spun și de ce zic acest lucru, pentru că acestui pacient i s-a recomandat autoizolarea în urmă cu 4 zile, însă el s-a întors din Italia de 12 zile, timp în care a putut să intre în contact cu foarte multe persoane, drept urmare putem vorbi de o anchetă extinsă sau de amploare, dacă vreți. Lucrul ăsta se poate întâmpla în aceste situații, pentru că, până la urmă, ancheta a fost derulată în momentul în care a existat un caz pozitiv, nu avea consiliere derulată înainte și bineînțeles că au fost căutați contactii. Acum, nu înseamnă că dintre acești contacti vom avea multe cazuri de infecție. E o probabilitate și, în cazul acestui pacient, clar, a fost un contact apropiat, prelungit, a stat practic lângă în avion. Adică exista un risc evident și lucrul ăsta s-a întâmplat în perioada de incubație, perioadă știută în cele 14 zile. Da, foarte interesant că acest bărbat a fost, domnule doctor, testat negativ în primă fază, după care al doilea test a ieșit pozitiv, mai exact la 12 zile. Pacientul este și la momentul la care discutăm asimptomatic. În primul rând, faptul că e asimptomatic nu e absolut nimic de mirare. Cei mai mulți dintre pacienții cu infecție cu noul coronavirus în România și oriunde în lume, veți vedea că sunt asimptomatici. Deci lucrul ăsta e evident, asta s-a întâmplat și în China. Asta e motivul pentru care s-a transmis destul de ușor la început, că nu se cunoștea fenomenul. Întorcându-ne la partea asta cu testul negativ, lucrul ăsta e știut, e posibil ca la un anumit moment dat sau într-un moment inițial să ai testul negativ și ulterior să fie pozitiv. E și motivul pentru care o persoană când vine dintr-o zonă de risc, chiar dacă e negativă, este oricum izolată la domiciliu. Lucrul ăsta se întâmplă pentru perioada de incubație. I se recomandă izolarea la domiciliu, autoizolarea, cum ați denumit-o, însă nu foarte mult țin cont de acest lucru, din păcate. Bine, e o recomandare fermă, aș spune, și care ar trebui să fie făcută ca la carte. Și mă refer aici la răspunderea, până la urmă, pe care o are fiecare dintre noi. E o răspundere, răspunderea, să știți că e foarte importantă. Vorbim de datele prezentate corect și știți la ce mă refer. Date prezentate corect, urmărirea datelor, urmărit, nu sunt în autoizolat,
nu e de acceptat. Da, este foarte interesant în ceea ce privește ancheta. Ce urmează mai departe, domnule doctor? Și revin iarăși la ceea ce am spus inițial, faptul că acest pacient, bineînțeles, nesuspectat la momentul la care s-a întors în țară, a putut intra în contact cu foarte multe persoane în aceste 8 zile, până când să fie declarat oficial contact al pacientei numărul 3. Așa este. Ancheta se va extinde în momentul ăsta. Practic este o altă anchetă în cadrul unei anchete mai mari. Ne mai auzim, domnule Marinescu? Am pierdut această legătură telefonică directă, așadar vă reamintim, un al patrulea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România. Vorbim de un bărbat de 47 de ani din Timișoara care a intrat în contact cu o pacientă deja diagnosticată ce s-a întors din Italia. Pacientul se simte bine, nu are simptome și a fost dus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Este anchetă și după ce autoritățile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu coronavirus, iar bărbatul care a contractat virusul a tranzitat România. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Liliana Năstase. Lili, te rog. Bun găsit, autoritățile din Ucraina au confirmat în această dimineață un prim caz de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un bărbat care s-a întors din Italia, iar pentru a ajunge în Ucraina a stat în România, de unde a plecat cu o mașină către țara natală. Ulterior, acesta a acuzat stări febrile și a mers la medic, iar de sâmbătă este internat într-un spital din Cernăuți. A fost confirmat ca fiind pozitiv, iar după ce ministrul sănătății din Ucraina a făcut public acest caz, autoritățile române au luat legătura cu autoritățile din Ucraina pentru verificarea traseului bărbatului, dar și pentru depistarea persoanelor cu care a intrat în contact, pentru a vedea dacă bărbatul a răspândit sau nu virusul pe teritoriul României. Deocamdată nu se știu foarte multe date despre traseul ucrainian și nici cu cine s-a întâlnit și nu se știe deocamdată nici cât a stat pe teritoriul României. Liliana Năstase, senior editor B1 TV, a fost...